Astăzi a avut loc întrunirea GAL Colinele Recaș. Au participat primăriile și membrii din mediul privat. ONG-ul are ca scop facilitarea accesului de fonduri europene în mediul rural. Mai multe detalii ne oferă deputatul Cătălin Tiuc. GAL-ul este o formă de organizare, singurul parteneriat de fapt viabil între stat și privat, funcțional în România și care a reușit să absorbă peste 90% din banii europeni cu o rată de succes de 87% dintre investițiile pe care GAL-urile le-au finanțat în România sunt încă funcționale. Deci e o formă de succes a atragerii fondurilor europene. În GAL, peste 51% sau minim 51% din bani trebuie cheltuiți de privați, de proiecte private care duc la dezvoltare durabilă, duc la creșterea angajabilității, creșterea numărului locurilor de muncă în comunele componente GAL-ului și sunt până la urmă e o formă alternativă de finanțare pentru spațiul rural. Deci scopul GAL-ului este atragerea de fonduri europene? Nu, scopul GAL-ului este acela de a cheltui banii europeni. GAL-ul este cel care finanțează proiectele de pe raza lui. Este un mic Bruxelles, dacă vreți, un mic minister care știe mult mai bine decât Bucureștiul ce trebuie făcut pe raza comunelor și încearcă să aducă, așa cum am zis, dezvoltare durabilă în acea zonă. Fac parte atât primăriile cât și investitori privați, nu? Da, peste 50% dintre membrii GAL-ului sunt investitori privați. Ei hotărăsc care sunt domeniile în care trebuie finanțate, care sunt lucrurile care merită să primească sprijin financiar și care duc la o dezvoltare economică a zonei și în acest fel se pot crea oportunități deosebite. S-a vorbit și despre brandul local. Da, colegii din GAL-ul Colinele Recaș, pe care vreau să-i felicit că au reușit să ajungă la un asemenea stadiu cu proiectul, au discutat și au venit cu ideea apărută și de la primari și de la producători de a concepe un brand local, un produs bănățean, ca să zic așa, de stabilirea de fapt a unei scheme de calitate locale, în care produsele de aici, fie că sunt ele legume, mezeluri, produse de panificație, să poată să primească o ștampilă și un aviz de calitate, dacă vreți, din partea unei asociații, să fie certificate ca fiind produse bănățene, astfel încât ele să fie mai ușor de comercializat și să se poată face un marketing mai bun și să crească astfel vânzarea și să se găsească forme mai bune de desfacere a acestora. La întâlnire a participat și primarul comunei noastre, Victor Malac. La întâlnirea de astăzi al grupului de acțiune locală, de unde face parte 10 primării, ni s-a prezentat programele și obiectivele care le putem face în aceste proiecte. Desigur, noi avem mai multe obiective în vizor care să le pregătim. Vom analiza și vedem care sunt mai prioritare pentru noi și cu alea vom merge mai departe. S-a mai discutat și despre promovarea coșului local, diversificarea agricolă, turismul local sau educația preșcolară a grupurilor marginalizate. Următoarea ședință va avea loc la sfârșitul acestei luni.